De Ziua Mondială a Mediului, Autoritatea de Profil din Republica Moldova a marcat și 45 de ani de la înființare. De atunci au fost realizate multe planuri cu care Ministerul Mediului se poate lăuda. A fost adoptat un nou cod al subsolului, a fost adoptată o nouă lege a apelor, lege care intră în vigoare în anul acesta, în octombrie 2013. A fost adoptată legea cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare. A fost primită o nouă lege, într-o redacție nouă, legea cu privire la reglementările radionucleare. S-au construit 662 de kilometri de apeduct, 88 de kilometri de canalizare, 27 de stații de epurare au fost revitalizate sau reconstruite sau construite din nou. Ministerul Mediului din Republica Moldova își dorește să devină o instituție europeană. Totuși, ministrul Gheorghe Șelaru consideră că țara noastră are de soluționat multe probleme de mediu până a se integra în Uniunea Europeană. Finisăm acest proces de ajustare a legislației, de elaborare a celor standarde europene în toate domeniile de mediu. După aceea, elaborând aceste standarde, acești indicatori a calității mediului, este necesar ca să îi implementăm. Implementarea presupune resurse enorme, enorme de bani. Și aici, pentru noi, când vorbim vectorul european, când vorbim că vrem să fim parte componentă a Europei, aici este așteptarea noastră ca în aceste domenii ale protecției mediului, dar această protecție poate să fie promovată, de exemplu, prin economia verde, promovarea tehnologiilor care sunt prietenoase mediului, promovarea dezvoltării durabile, a celor tehnologii care presupun resurse naturale minime, energie regenerabilă, tehnologii eficiente, care de fapt ne-ar permite să soluționăm și o parte din aceste probleme. Un alt domeniu care necesită ameliorare este alimentarea cu apă și canalizarea. Dacă nu avem această canalizare, asta înseamnă că apele noastre reziduale care curg în părăiașele noastre, care sunt afluența râurilor mici și mijlocii, care la rândul lor sunt afluența râului Prut și râului Nistru, care la rândul lor curg în Dunăre sau în Marea Neagră. Și atât aici, regiunea care suntem interdependenți și nu putem să nu răspundem la această întrebare, fiindcă ceea ce se întâmplă mai în amonte pe râul Nistru, desigur că influențează pe cei care trăiesc mai în avară. Ministrul Mediului spune că Uniunea Europeană așteaptă de la Republica Moldova standarde noi de calitate și strategii concrete de dezvoltare. Ca în baza acestor strategii să venim cu planuri de acțiuni concrete, planuri de acțiuni concrete care ar presupune și investiții din străinătate, nu numai granturi, dar și investiții private, de exemplu, aprovizionarea cu apă este o afacere. Pot să vină investitori care să privească această aprovizionare cu apă ca o afacere. Managementul deșeurilor, de asemenea, este o afacere. Pot să vină investitori care, dar pentru aceasta noi trebuie să organizăm în așa fel condițiile aici la noi, că această investiție să fie atractivă, că această afacere să fie una profitabilă. Profitabilă și pentru acel care investește, dar să fie în egală măsură acceptabilă și pentru cetățean care așteaptă servicii de calitate și care așteaptă că plata, tariful pentru aceste servicii să fie pe măsura gradului de suportabilitate reieșind din salariile pe care le avem. Instituția Mediului din Republica Moldova a fost înființată în anul 1968. Anual, la 5 iunie, este marcată Ziua Profesională a Lucrătorilor din domeniul protecției mediului.